Refugiu și Putere O rubrică de Harold J. Sala Astăzi vorbim din nou despre cei care trăiesc împreună, dar totuși departe, sub același acoperiș. În Evanghelia după Luca, în capitolul 11, scrie O casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Ceana și Simon Taub, despre care am vorbit data trecută, sunt încăpățânați. Prin refuzul de a lăsa fiecare dintre ei un centimetru celuilalt, au fost nevoiți să conteze pe înțelepciunea unui judecător, care probabil că citise ceea ce a făcut Solomon atunci când a fost vorba să construiască un zid de despărțire în interiorul locuinței lor. De necrezut, spuneau vecinii lor. Domnul Iisus Hristos a avut dreptate atunci când a spus, o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Cu siguranță zidul care îi despărțea pe cei din familia Taub va cădea la un moment dat, însă la vremea respectivă casa va avea alți stăpâni. Fi sincer, dragul nostru ascultător, și răspunde la întrebarea, și tu trăiești departe de partenerul tău chiar dacă sunteți sub același acoperiș? Mai de mult erați foarte nerăbdători să fiți foarte aproape unul de celălalt, dar acum te bucuri atunci când soțul trebuie să plece într-o delegație de servici sau soția. Mai de mult nu puteai fi mai fericită decât atunci când auzeai mașina parcând tocmai înainte de servirea cinei, însă acum te prefaci obosită atunci când soțul tău se pregătește de culcare. Viața este prea scurtă pentru a o trăi în modul acesta, Dumnezeu nu a intenționat niciodată să îți trăiești căznicia ca și cum ai fi într-o închisoare. Voia sa este să înveți să te confrunți cu problemele mărunte și să nu le lași să se transforme în cărămida și mortarul care să ducă la construirea zidului de sub acoperiș care să-ți împartă casa în două. De mai bine de 160 de ori este pomenit în Biblie cuvântul amintește -ți! și de cele mai multe ori el este urmat de îndemnul la pocăință. Amintește-ți cum a fost viața voastră la început, apoi pocăiește-te și recunoaște-ți greșelile făcute și străduiește-te să revii pe drumul de la început. Fă tu primul pas în a te agăța de trecut, de dragul tău, de dragul copiilor tăi și de dragul căsniciei tale. Planul lui Dumnezeu este ca tu să înveți să trăiești în armonie și să descoperi faptul că doi nu pot să meargă împreună dacă nu se învoiesc la aceasta dărâmă zidul de despărțire din casa ta. Numai așa poți să cânți, să tresalți și să te bucuri de dragostea pe care ai cunoscut-o odată împreună cu soția sau cu soțul tău. Găsește-ți refugiul și puterea în Hristos!